Un nou studiu făcut pe alimentele bogate în proteine, precum carnea de vită și tofu, dezvoluie dezastru din farfurie. Aproape 90% dintre monstrele analizate aveau microplastice în ele. Cercetătorii au descoperit microplastice în aproape 90% din monstrele testate și au estimat că un adult american mediu poate consuma cel puțin 11.000 de bucăți de microplastice în fiecare an. La nivelul fiecarei porții, creveți înveliți în pesmet aveau cea mai mare cantitate de microplastice urmați de chiftelele vegane și chiftelele de pui. Pieptul de pui, cotletele de porc și tofu aveau cel mai puțin, deoarece produsele puternic procesate, cum ar fi creveții înveliți în pesmet și chiftelele de pui, conțineau semnificativ mai multe particule de microplastic per gram. Cercetătorii au sugerat că prelucrarea alimentelor ar putea fi o sursă de contaminare. Acest studiu adaugă dovezi tot mai multe cu privire la prelevanța microplasticului. Plasticelor în mediul natural și în corpul nostru. Cercetările au documentat deja prezența microplasticelor în apă, fructe și legume, sare, zahăr, orez, lapte și bere. De fapt, un studiu a descoperit că un adult mediu consumă aproximativ 2000 de microplastice anual doar din sarea consumată. Expunerea umană la microplastice provine și din inhalare. Organizația Mondială a Sănătății a lansat recent un raport care rezuma ansamblul cercetărilor privind impactul asupra sănătății al microplasticelor. Cu toate acestea, se afirmă că este încă prea devreme pentru a trage concluzii reale. Între timp, alternativele mai prietenoase cu mediul pentru plastic câștigă popularitate. Acestea includ materiale realizate din alge marine și alge reciclate. Oamenii de știință au descoperit de asemenea cum să descompună plasticul înainte să devină o problemă, folosind larvele de molie și ciuperci, relatează Realitatea.net.